Îmi cer mii de scuze, dragi prieteni, pentru că m-am zăuitat de a vă informa cu ce se servesc aceste beri. Deopotrivă, Tegeze Hell sau l-avem pe domnul Gutman, Weizenbier, un gust nati foarte bun și Roadhouse Boy ăsta. Deci astea se servesc întotdeauna cu un stick spăjit la lumânare. Asta e ca un fel de grill japonez care se pune pe masă și se prăjește stixul de o parte și de alta, astfel încât să prindă o aromă extraordinară și pe urmă se mănâncă fierbinte. Un gust prăjit așa de covric, de stixuri prăjite. Recomand chiar și la o masă festivă. Dragi prieteni, cu asta am încheiat.